Oamenii s-au temut pentru viața lor. Orele în șir petrecute în buncărele zguduite de bombe, alimentele puține cu care se puteau hrăni și spaima că nu-și vor mai vedea vreodată familia și prietenii i-au pus la grea încercare. I have my friend go to the parties and after that they don't come back. They died. I think it's horrible. It's sorry, you know. I'm sorry about it. I am Mexican. My family is in Mexico. I was the only one here. Thankfully, my family could get me a flight over here so I can just like spend a couple of nights here and then go back home. But many people like are disappeared, kidnapped, murdered in the streets. Asta ce trebuie să țineți minte, era un atac de teror. De dimineață la aeroportul Otopeni, mai mulți israelieni care trăiesc în România și așteptau rudele. Părinți care și-au chemat copiii sau tineri care studiază la noi și și-au adus părinții de teamă ca situația să nu se agraveze și mai mult. Copilul meu cel mare, Gai, și copilul meu cel mic au venit aici să stau cu noi câteva zile. Adnan este de origine palestiniană, dar are cetățenie israeliană. Ne-a mărturisit că suferă atât pentru arabi cât și pentru evrei. A venit în România într-o vizită planificată să-și vadă fata care este studentă la medicină, dar se va întoarce în Israel, acolo unde s-a născut. They killed a lot of people there. I want a life. I don't want to be died now. I want to see my daughter finish to studying and to make a family. I want to see her children, so I'm scared. Românii care se aflau la rude în Israel s-au întors în țară în această dimineață. Ieri am călătorit la nepotul cel mic în Haifa și erau puncte de control de poliție, dar vorbeau între ei, deci cum aș vorbi eu cu dumneavoastră și mașinile treceau, deci sunt formale. Militar nu, doar poliția. România și-a adus acasă 800 de cetățeni, potrivit informațiilor oferite de reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe. Ar mai fi încă 800 de români în Israel. Vedem câți dintre ei vor cere ajutorul statului pentru a se întoarce acasă. Unii pot veni și pe cont propriu. Ministerul Român al Afacerilor Externe continuă să ofere sprijin cetățenilor români care vor să se întoarcă din Israel. Continuăm demersurile, suntem contra cronometru. Astăzi mai avem planificate o cursă tarom și trei curse a două companii aeriene. Sigur, vedem dacă putem să mai suplimentăm cursa tarom de astăzi pentru a repatria și pe ceilalți cetățeni care se află în siguranță. Atât cetățeni care sunt turiști, pelerini. Situația este volatilă. Sunt multe persoane care continuă să ne contacteze. Și la Timișoara este așteptată o aeronavă de la Tel Aviv la ora 16. MAE recomandă cetățenilor români să nu călătorească în Israel și să-și reprogrameze vizitele pe care le aveau în plan.